Așadar, astăzi, după ce împreună v-ați rugat cu părintele noastră, paroc aici, în Sfânta Biserică, fiind împreună la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu și în această seară împreună, tot aici în casa lui Dumnezeu, să vârșim taina Sfântului Masul. Vă mărturisesc sincer că mă bucur din tot sufletul și am rămas plăcut impresionat văzându-vă în această seară într-un număr atât de frumos, într-un număr atât de mare, venind și participând la această sfântă taină deosebit de frumoasă, venind pentru a ne ruga împreună aici în casa lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre și pentru tămăduirea sufletelor și a trupurilor noastre, așa cum bine știm că este și efectul acestei sfinte taine, așa cum spunea deosebit de frumos Sfântul Apostol, iată, este cineva bolnav între voi, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el în Duhul cu Dumnezeu, în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și le va fi făcut păcat, se voi ierta lui. Iată, în aceste cuvinte, vedem clar care sunt efectele acestei sfinte taine. Pentru toți aceia care vin cu credință, participă cu credință, vin spovediți, iată, vin mărturisiți de orice greșeală, de orice păcat, participă la această sfinte taine, rugând pe Bunul Dumnezeu să te mântumăduiască de orice boală, de orice suferință. Am convingerea că toți cei care sunteți azi de față și ați fost astăzi de față la această Sfântă Taină, cercetați cu regularitate Sfânta Biserică, Casa lui Dumnezeu. Pentru că știut este că viața noastră trebuie să fie o continuă lucrare a noastră cu Dumnezeu. Prin Sfintele Rugăciuni și în special prin venirea noastră la Sfânta Biserică. Aici unde echip taină și de văzut, se află însuși în Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Bucuria a fost deplină astăzi pentru noi și pentru dumneavoastră, în special, pentru că, iată, Poporul Dumnezeu, prin rânduiala Părintelui Paroh și prin osteneala Preacuvioșilor Părinți, aveți în această seară, spre închinare, Sfintele Martele Sfântului Nectarie, Omaturgului. Cu siguranță știm că Sfinții lui Dumnezeu sunt oameni plăcuți al lui Dumnezeu, care pentru viața lor, pentru faptele lor, au fost răsplătiți oarecum și cu darul facerii de minuni. Și iată pentru toți aceia care cu credință și cu dragul să închină Sfintelor sale moaște, Sfinții respectivi le stau mijlocitori între ei și Dumnezeu, transmițând rugăciunile către Bunul Dumnezeu spre a fi împlinită. Însă, despre viața Sfântului Nectarie, în cele ce urmează, să rog pe Preacuviosul Părinte să vă spună câteva cuvinte. Aș vrea însă, înainte de aceasta, iată, doar câteva gânduri să vă transmit, dat prin faptul că ne aflăm și în această perioadă deosebit de frumoasă. În această perioadă minunată Apostului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată, observăm că cu pași repezi ne apropiem de acești praznic minunat. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne pregătim pentru acest praznic luminat al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Încercăm să ne împodobim casele noastre cum știm mai bine. Încercăm să ne înnoim trupurile noastre, cumpărându-ne haine noi, nouă, copiilor noștri, tuturor celor din familia noastră, după posibilități, bineînțeles. Nu trebuie să uităm ceea ce este însă cel mai important pentru a simți cu adevărat bucuria acestui praznic, nu trebuie să uităm
căci trebuie să ne înnoim și sufletele noastre. Sfânta noastră Biserică ne ajută în sensul acesta. Iată cu aceste perioade minunate de pregătire spirituală, aceste perioade de post, de curățire, în care fiecare credincioș se cuvine să mediteze mai în amănunțit la viața sa, la faptele sale. Să încerce, așa cum spuneam, să îndepărteze tot ceea ce este rău și dăunător în sufletul său și în locul acesta să sădească bucuria, pacea, liniștea, iubirea, dragostea față de Dumnezeu, față de aproapele și față de semenii noștri. Pentru că nu este suficient doar a mărturisi că suntem credincioși, avem credință și trebuie să dovedim aceasta prin fapte, prin viața noastră și prin schimbarea noastră lăuntrică, mai întâi de toate. Să dovedim prin aceasta, iată, că suntem vrednici de a fi creștini, de a fi etichetați cu aceasta. Că suntem creștini. Sfintele Evanghelii, pe care le auzim citindu-se în toată această perioadă, la Sfânta Liturghie, bine au fost rânduite de biserica noastră. Conținutul lor ne ajută în sensul acesta, ne pun înaintea ochilor sufletești toate învățăturile dumnezeiești, pildele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne ajută să parcurgem cu ușurință și să înțelegem fiecare dintre noi cum trebuie să parcurgem această perioadă. Este foarte important acest lucru. Pentru că nu trebuie să rezumăm această perioadă a postului doar la nu a mânca anumite mâncăruri, carne, băutură, carne, lapte, ouă, brânză sau nu bea alcool și așa mai departe. Ci trebuie să înțelegem ceea ce trebuie să facem și cum trebuie să împlinim această perioadă. Și chiar încă de la începutul acestui drum, aduc aminte, chiar în prima duminică din acest post, a fost citită Evanghelie deosebit de frumoasă, care s-a citit chiar și în această seară, prima pericopă evanghelică, de la taina Sfântului Mascu, în care ni se spune că un învățător de lege vine să-L ispitească pe Mântuitorul Iisus Hristos, întrebându-L ce să facă să moștenească viața de veci. Și este îndrumat, îi spune Mântuitorul, să păzească poruncile. După ce îi spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Învățător de lege, cu siguranță că el cunoștea aceste lucruri. Și continuă a-l ispitind, întrebându-l și cine este aproapele meu. Și iată cât de frumos, ne este cunoscut această pericopă evanghelică, cât de frumos îi răspunde Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu îi răspunde direct cine este aproapele său, ci îi răspunde în așa fel încât el singur să recunoască și să vadă care este aproapele său. Și rostește cu acel samarinean care se cobora pe acel cale de la Ierusalim la Ierihon și el a căzut în mâinile tâlharilor care l-au bătut, l-au bojocorit, l-au dezbrăcat, l-a aruncat în marginea drumului, lăsându-l abia viu, spune Sfânta Evanghelie, adică aproape mort. Și spune că a trecut pe acea cale un preot, un levit, iată, învățați, care a trecut pe alături și nu l-au băgat în seamă. Și a trecut un samarinean și acesta, văzându-l, s-a făcut milă de el, l-a luat, a avut grijă de el, i-a uns rănile sale, cum ne spune în Sfânta Evanghelie, l-a dus la o casă de oaspeți, a avut grijă de el, l-a rugat pe aceștia să aibă grijă de el, i-a dat 2 dinari, spunându-le că tot ce va mai cheltui când se va întoarce, numai le va da înapoi.